Probabil așa a fost să fie. Am descoperit în stadiu 3, eu fusesem inițial în luna iunie la control, controlul anual, controlul periodic, nu era absolut nimic, nici măcar un ganglion inflamat. Și cum așa? În luna august, în timp ce făceam un duș, la palpare am simțit un nodul. Și instant am pus mâna pe telefon, am vrut un control de specialitate. În ziua respectivă l-am și făcut. Mi-a spus că n-am nimic, cel mai probabil un dezechilibru hormonal. Să merg liniștită acasă. E bine, n-am mers liniștită acasă, tot așa, pentru că hai să mai luăm o părere. Am venit așa cum venisem în București la o filmare pentru Sănătate cu Stil. Și la clinica unde am filmat, am zis, hai să mai fac încă un control. Dar totuși am zis, mă întorc înapoi la Cluj să nu fiu chiar atât de paranoică, să fac în aceeași zi două controle, mă întorc la Cluj și vreau neapărat să ajung la cea care m-a depistat, la Angelica Chiorian, și trebuie să-i spun numele pentru că e una dintre cele mai bune specialiste pe zona aceasta de senologie. Îmi doream de mult să ajung să fac o emisiune cu ea pentru informare. Și uite că am ajuns în calitatea de pacient. Asta la 3 săptămâni după ce mi s-a spus să merg liniștit acasă. Când a văzut ecografia, se uita la mine, se uita la diagnosticul pus de medicul dinainte. Și era de-a dreptul șocată. Zice, aici nu-i vorba de... Adică trebuie să te gândești la un medic-oncolog. Wow, așa de tranșant a fost, de sinceră. Da, i-am spus. Adică am văzut-o pe fața ei că ceva nu e în regulă. Dar totuși, din moment ce mă trimisese acasă cu 3 săptămâni înainte, m-am gândit că nu fi chiar... E cazul să te gândești la un medic-oncolog. Și a fost momentul în care mi s-a schimbat toată viața. Pentru că nu procesam, nu înțelegeam, oricât mă gândeam, hai să nu fie, hai să... Nu voiai să accepti. Nu vreau să accept. Deci e ciudat, nu, din iunie până în septembrie, asta s-a întâmplat cu controle la zi. De asta insist foarte mult. Sigur, e bine să faci screening-ul, dar și la cel mai mic simptom să mergi. Adică să nu stai dacă ți apare un nodul. Poate să fie vorba de un ganglion, poate să fie ceva hormonal, dar poate să fie vorba și de un cancer care, depistat la timp, poate fi vindecat. Cum dacă simți, nu știu, textura pielii sau... Sunt atât de multe semnale pe care corpul ni le dă și trebuie doar să le urmărim.